Petrecere mare astăzi în familia stilistei Adina Buzatu. Fica ei Sara a împlinit 13 ani. Cum Mezina a ținut morții să-și invite toți prietenii, mămica i-a scos cu micul mare în oraș. Nu a ales un parc de distracții, ci a rezervat pentru aproape o zi întreagă o sală de jocuri cu lasere. Ore bune s-au auzit chiotele copiilor, iar competiția a fost acerbă. La final, toți erau leșinați de oboseală. Așa a început distracția cei peste 30 de prieteni ai Sarei. Înainte să treacă la împușcături, chiote și alergătură, micuții au ținut să o felicite așa cum se cuvine. La mulți ani, o fericire și tot ce-și dorește. Ce-i urez Sarei de ziua? Nu știu. Păi, să aibă tot ce-și dorească. La mulți ani și eu îi urez să aibă tot ce-și dorește. Ați distrat aici? Foarte mult și sunt convinsă că o să ne mai distrăm. Mult noroc și toate cele bune și tot ce își dorește. După toate urările și pupăturile, s-a trecut la atac. Ore bune s-au auzit în pușcături și nimeni nu a cedat până la final. Ce număr ai avut? 13. 12. 3. Bravo. 0-3. Deci tu ești mai tare. I-ai ghelit pe ăștia de mama. Iota, pe mine mă cheamă Iota. La un moment dat avea senzația că toată lumea mă pușcă pe mine și chiar pot să puși pe nimeni. Ce transpirați sunteți. Da! Ne urmăream sus-jos. Ne împușcam unii pe alții de aceeași echipă, adică... Sara a primit o grămadă de cadouri, s-a distrat pe cinste și a decis că nicio petrecere n-a fost atât de reușită ca aceasta. Ce dorință ai tu de ziua? Cel mai mult să fiu sănătoasă și să fiu cu părinții mei. Adina Buzatu îi face fiicei sale toate poftele. N-o răsfață peste măsură, dar ține ca toate momentele importante din viața ei să fie sărbătorite cât de bine se poate. Tu te implici în toate jocurile ei, nu intri și... De data aceasta nu, pentru că mi-am pus tocuri, am decis să nu se vadă că e chiar de înălțimea mea și atunci să par eu mai înaltă și mai impunătoare, așa. Să se vadă că doar eu sunt maică, că altfel mă gândesc că nu s-ar fi văzut și de...